Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Republica Unirii, domnul Sergiu Mocanu. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Perioada sărbătorilor poate ar trebui să discutăm despre asta, dar știrile nu mai contenesc și ultima știre despre care vorbește tot Chișinăul vine de la doamna președinte Maia Sandu. Aceasta a anunțat pe 24 decembrie, la fix 3 ani de la învăstitură, că cel mai probabil mai candidează o dată, dar știrea nici măcar nu este asta. Știrea vine în contextul în care doamna a propus, a cerut Parlamentului ca pentru toamna anului viitor să avem un referendum cu privire la vectorul nostru de extern, da? Privind integrarea noastră în Uniunea Europeană. Necunoscute au rămas multe, pentru că mulți au înțeles că vom avea prezidențiale într-o zi cu referendum. Nu știm, referendum constituțional, consultativ, care e. Deci trebuie să un pic să ghicim așa în apa asta, plată de pe masă. Dumneavoastră, cum ați văzut această propunere privind... Da, o luăm pe rând. Deci, foarte stranie propunere. Stranie din mai multe puncte de vedere. Nu pentru că omul n-ar fi straniu. Sunt multe stranietăți legate de comportamentul doamnei președinte. Și ele nu țin de politică obligatoriu. Dar chestia asta pe mine m-a speriat. M-a speriat, știți în ce sens? Eu sunt un om pro-european. Eu am pledat această cauză peste tot, întotdeauna. Am pledat-o la președinție, după președinție, când eram deputat și așa mai departe. Eu de când mă țin minte în politică, dar politică eu fac încă înainte de propriu zis statul independent, Republica Moldova. Deci aici, adică, aici chiar și în perioada Renașterii Naționale, noi am pornit-o cu un mesaj în principiu pro-european, chiar dacă nu suna așa, pro-românesc, pro-european. Și noi de 30 ceva de ani suntem pe curs pro-european. Eu vă amintesc că pe timpul lui Voronin sondajele arătau un scor de peste 60%, 65% sau ceva de genul ăsta de oameni care își doreau integrare europeană pe timpul lui Voronin, considerat pe nedrept, considerat anti-european, pentru că, de fapt, noi suntem deja la o etapă avansată de integrare europeană. Pe timpul lui Voronin a fost planul de acțiune Uniunea Europeană Republica Moldova, care era considerat un pas spre Uniunea Europeană. Până la asta s-a făcut încă alți pași. Pe urmă, după planul lui Voronin, planul de acțiune Uniunea Europeană Republica Moldova, a venit planul de acțiuni Republica Moldova Uniunea Europeană. Noi am ajuns deja în perioada asta, suntem candidați în urma ceea ce s-a întâmplat războiul din Ucraina. Deci noi suntem contabilizat la al treilea pas, cum ar veni, dar până la asta au fost primul pas făcut de guvernarea Voronin, al doilea pas făcut de guvernarea mafiotă și acum candidat am devenit pe timpul acestei guvernări proaste. Deci întrebarea mea este, întrebarea logică, retorică, desigur, nu dumneavoastră și nici măcar telespectatorilor, întrebarea mea retorică, așa în hă o pun, a apărut vreo îndoială în ceea ce ține de cursul nostru european? S-a întâmplat ceva care să ne sugereze nouă că Republica Moldova n-ar mai dori să meargă pe drumul ăsta după ce am depus cerere de a fi candidați? Eu chestia asta chiar n-am înțeles-o. Plus, există niște întrebări la care nu avem răspuns, dincolo de când va fi. Eu înțeleg, eu nici măcar nu mă iau de chestia asta că ea și-ar dori încă un nou mandat și ea a considerat că asta e cea mai bună metodă, a sfătuit-o cineva, ca să mai obțină un mandat. Pentru că, dacă ați observat, nu știu dacă ați observat, dar ea se identifică cu Uniunea Europeană. Adică toată retorica lor, de la toate televiziunile lor, este că noi, ca și cum am făcut un pas spre Europa, odată cu Maia Sandu. Deci eu cred, fac o mică abatere și spun că în seara când Orban a decis să meargă la o cafea, nu și-a folosit dreptul de veto. Asta a fost o chestie aproape accidentală. Pentru că toată retorica lor era că dacă nu în decembrie, în martie accedem. Adică eu cred că ei deja erau undeva pe acasă, stăteau liniștiți, își făceau ceaiul de seară sau ceva. Eu cred că Maia Sandu a venit de acasă și a făcut repede coafura și a venit la președinție să rostească un discurs pro-european în momentul în care s-a votat, pentru că nu credea nimeni că va fi surmontată această situație. Și acum auzim că ea vine cu această chestiune cu un referendum. De ce? De ce la această etapă un referendum? Și încă ceva. Un referendum?
ceea ce n-ar fi de dorit pentru situația noastră, legat de Transnistria, legat de multe alte chestii. Eu înțeleg retorica asta. Domnule, poporul să-și spună cuvântul. Bine, poporul își spune cuvântul în cazul scrutinilor electorale, în cazul alegerilor reprezentative. Ce înseamnă votul ăsta reprezentativ? Deci oamenii își aleg, în fruntea țării, în democrații reprezentative, pe cei pe care și-i văd ei drept corespondență. Adică Maia Sandu a venit cu acest discurs pro-european atunci în campanie electorală și votarea lor a fost un vot pentru integrarea europeană, ca și pentru mulți alții. Adică, dar un referendum îl faci când? Eu îmi închipui, adică într-o situație ideală, nu în situația Republicii Moldova, că noi mai avem până acolo. Atunci când tu ai un consens național asupra unei probleme. Atunci când partidele politice sunt în consens, atunci când țara ta e unită, atunci când tu deja ai ajuns la o anumită etapă, când... Dar problema este că Maia Sandu, tot ceea ce a făcut ea în mandatul ei, dacă ne uităm atent și aici, cred că chiar cei mai aprigi închinători la icoana Maia Sandu o să-mi dea dreptate. Deci Maia Sandu, din prima zi a mandatului ei, chiar dacă a spus că voi fi, retorica asta e a tuturor, domnule, voi fi un președinte a tuturor. Deci ea n-a fost nicio clipă un președinte a tuturor. Ea din prima zi a tras garduri, a tras frontiere între ea și partidele politice, între ea și cei ce a crezut ea pro-europeană și alții care nu sunt pro-europeni. Deci noi de 3 ani de zile suntem într-o politică de scindare a societății. Bine, există și etape din astea în societăți, când trebuie să te scendezi ca să te unești în altă paradigmă. Și asta e acceptabil. Numai că eu acum pun întrebarea care trebuie să-și o pună fiecare. Dom'le, dar satele care nu sunt pro-europeni, care și-au votat primari ne-europeni, cărora ei nu le vor da bani din fonduri europene. Retorică pe care ei au continuat-o și după campanie electorală. Că dacă nu o continuau după campanie electorală, toți puteau spune, ei, măcar nu face o speculație. Acum, pentru că asta era o chestie de campanie electorală, asta era, așa vedeau ei să ajungă. Nu, ei au continuat cu mai aprig, au continuat această retorică după campanie electorală și au spus că ei vor da bani doar celor care sunt pentru Europa. Că logica lor le spune că dacă tu nu te pronunți pentru Europa, n-are de ce Europa să-ți dea bani. Așa, deci logica asta sigur că e bolșevică, comunistă, dar așa spune logica lor. Acum eu o întreb, că n-aude, dar oricum spun în vânt. Domnule, dar satele cărora tu nu le vei da bani din fonduri europene pentru că au votat primari care nu sunt pro-europeni, cum vor trebui să voteze la referendumul ăsta? Cum vor trebui ei să voteze? Deci tu din start ei trecut în altă parte și ei sunt mulți. Dacă judecăm, dacă mergem pe logica ei, doar o treime din localitățile Republicii Moldova sunt pro-europeni, pentru că pro-europeni sunt cei care votează cu partidul PAS. Asta e retorică. Deci restul ce vor trebui să face? Cine o împins-o pe ea la prostia asta? Deci chestia asta e o provocare. E o provocare de care noi n-am văzut până acum și care, pe de o parte, pun societatea pe baricade, pe de altă parte, nu știu ce poate fi. Din cauza asta, eu vă mulțumesc că mi-ați pus această întrebare. Eu mă adresez acum tuturor oamenilor să zădărnicim această chestiune. Asta ea trebuie descurajată. Ea trebuie descurajată să renunțe la această prostie. Cât nu-i târziu, cât mai repede să renunțe. Dar dacă domnul Mucanu se votează împotrivă 50-49 sau dacă nu se validează pentru că vine luni? Exact, nu, stați o clipă. Deci, admitem că lumea spune nu. Și ce facem? Iată, ce facem noi a doua zi? Că noi suntem deja suntem în mare parte integrați. Noi suntem într-un proces de integrare. Noi avem comerț deja asimetric, simetric. Noi avem regim liberalizat de vize. Noi avem fonduri europene. Admitem că acolo se spune nu. Și atunci în momentul acela ce facem? Pentru că cursul nostru spre integrare europeană, indiferent când ajungem, indiferent dacă ne integrăm sau nu, sper că vorbim despre asta, indiferent, cursul nostru e încolo. Adică asta e ca și cum te-ai aflat pe albia unui râu. Râul curge clar cum curge el firesc pe cursul lui și tu votezi că tu vrei să mergi împotriva curentului. Ei și? Că oricum ai să mergi pe curentul de apă.
Deci, asta, deci, eu, deci chestia asta e o prostie atât de mare încât îți stă mintea în loc. Deci noi trebuie cumva, nu știu ce trebuie să facem. Eu nu mai chem acum partidele să unească, să ne unim cu toții. Eu nu vreau să fiu rău, dar ar trebui să ne adresăm, cred că, în altă parte pentru așa ceva. Ar trebui o expertiză pe subiectul ăsta. Și ar trebui să-și spună cuvântul alt specialiști în problema asta, pentru că nu este firesc să te comporți așa. De ce dumneavoastră spuneți că ar trebui dezădărnicit acest referendum? El, în opinia mea modestă, va avea loc, pentru că deja s-a decis. Nu, eu nu cred că s-a decis. Eu vreau să cred că... Parlamentul va merge împotriva doamnei Maia Sandu? Pasul. Nu. Eu cred că... Eu vreau să cred că a fost o rătăcire a dumneiei. Dumneiei mai are rătăciri de felul ăsta. Deci eu vreau să cred că vor fi cineva care... Dom'le, dar dacă cumva... Eu nu știu cine a putut să o sfătuie. Eu mă gândesc la societatea asta. A putut de acolo cineva să o sfătuie? A putut să o sfătuie experții ăștia nelustrați din societatea civilă, jurnaliști? Eu nu pot să-mi dau seama cine o împins-o pe ea, pentru că eu îmi dau seama, eu doar văd că ea se află într-o anumită logică electorală. Deci, eu vă rog și dumneavoastră să observați că dumneaei, în momentul în care a fost votat din întâmplare sau n-a fost aplicat votul, dreptul de veto asupra începerii negocierilor de aderare, din momentul acela, dumneiei parcă a zburat în cosmos. Deci, retorica ei, modul în care își ondulează prefabricatele verbale pe care le pronunță, modul în care își ondulează vocalele, deci, deodată, dacă vă uitați la chipul ei, vedeți că ei s-a întâmplat ceva în momentul acela. Adică, ea a avut impresia că a zburat în cosmos, că în momentul acela a venit clipa ei astrală. Poate în euforia asta, că până la asta a avut și căderi în depresie, dar dacă te uiți la chestia asta, poate momentul ăsta de euforie a împins-o să facă pasul ăsta. Ea sau cei din jurul ei, poate a folosit cineva momentul ăsta ca să-i spună, domnule, așa poți mai ajunge încă o dată președinte, dacă te identifici cursul european și dacă mai ales spunem în aceeași zi, eu mi închipui că ăștia care umblă cu părăietul pe lângă dânsa, eu nu știu cine, boțanii ăștia sau barbăroșii ăștia, nelustrați de prin societatea asta, probabil că fac lucrurile astea. Asta e o diversiune mare. Asta e o diversiune clară asupra noastră. Și dacă... Sau ar putea să mai existe o versiune. Mai puțin posibilă, dar eu mă gândesc. Eu acum o spun, multă lume nu o să mă înțeleagă. Vorba este că în momentul în care europenii au fost constrânși să adopte o decizie asupra Ucrainei, că nu era vorba de Republica Moldova, atunci când s-a început războiul, toată lumea era atunci în emoții și așa mai departe. Macron, în disperarea asta că va fi lărgită Uniunea Europeană spre spații pe care ei nu și le-au dorit niciodată, ei au vrut niște frontiere clare ale Europei, Macron atunci a propus formul acela cel care a fost la Bulboaca. Da. Deci un parteneriat pentru Europa, a țărilor sau comunitatea politică europeană. Da, comunitatea politică europeană. El a propus ceva, un fel de anticameră în afară de Uniunea Europeană pentru țările astea, un fel de anticameră în care... Deci asta a fost. Pe urmă, el și-a mai modificat un pic retorica că l-au constrâns. Dar eu mi închipui dacă nu fi cumva din ideea asta a lui Macron. Și în momentul în care Republica Moldova spune nu, ei spun, bun, rămâneți voi pe cursul ăsta de integrare, dar o să vă integrați la Sfântul Așteaptă. Adică eu mă gândesc dacă nu cumva i-a fost inspirată chestia asta din afară, deci din cineva din ăștia care sunt împotriva extinderii Uniunii Europene, ca să aibă un motiv pentru care să mai țină Republica Moldova departe de Uniunea Europeană. Dar și asta versiunea ar putea fi. Dar în așa caz există riscul că clar ca doamna președinte să piardă prezidențiale dacă se votează împotrivă. Dar acum, știți cum, pe mine mă interesează, adică pe noi ar trebui să ne intereseze un pic mai puțin chestia asta, pentru că eu nu cred, iarăși vă zic, eu nu știu dacă ea ajunge la prezidențiale. Deci Maia Sandu, prin firea ei, este o generală, da? Un general de nuntă, nu știu cum să fiu conform cu feminismele lor. Deci ea a fost într-un fel de general de nuntă din prima zi. O trebuie să ne îngrijoreze. Pe mine m-a îngrijorat chestia asta. Pe multă lume i-a băgat în euforie. Din momentul în care ea mergea pe jos în ziua aia când a fost inaugurat,
Numai lumea la prima vedere crede că ea a mers pe jos. Ea a mers călare pe cal în ziua aia. Ea a mers pe călare, pe cal de general, de nuntă și așa mai departe. Ea nu se reziste nicăieri în momentul în care îi se vor adresa critici. Deci ea era în depresie până la momentul ăsta al cafelei băute de Orban. Pentru că ea simțea deja că îi se duce terenul de sub picioare. Dumneavoastră nu vedeți cum o întâlnesc pe ea în studiouri, jurnaliștii. Ea merge în studiou ca la coafeză. Deci simte bine. Întrebările care îi sunt puse, îi sunt servite, de fapt. Eu nu cred că ea ar rezista la o confruntare de idei. Eu nu cred că, vă amintesc așa, acum din burtă, vă spun, îmi vine în minte acum Băsescu. Băsescu n-avea treabă. Băsescu se certa cu toată lumea. Băsescu înfrunta toată lumea, n-avea nicio problemă. Asta nu-i luptător, omul ăsta. Omul ăsta nu-i luptător. Ea se simte bine atunci când este adulată, când... Deci ea nu va rezista la situații de stres. Dar formațiunea pe care aveți dumneavoastră onoarea să o conduceți, cum va acționa la acest, dacă va avea loc referendum? Vom zădărnici. Eu nici nu vreau să admit la ora actuală că va avea loc un referendum. Eu nu vreau să admit că va avea loc un referendum. Noi vom zădărnici cu toate forțele pe care le avem. Nu avem forțe nici mediatice, nici foarte multe, dar eu am o emisiune pe internet care o privesc vreo 10.000 de oameni. Prin ei, pe unde o să pot, acolo o să vorbesc, colegii mei o să vorbească. O să încercăm să vorbim cu partenerii noștri europeni, cu cei cu care putem vorbi, cu cei cu care îi cunoaștem. Deci vom încerca să zădărnicim această acțiune. Ea trebuie zădărnicită. Eu mă adresez către toți oamenii. Hai să facem ceva să zădărnicim. Eu nu știu ce echipă stă în spatele ei. Eu nu știu cine a împins-o pe ea la pasul ăsta, dar ea trebuie. Eu aș fi de acord ca ea să uite de subiectul ăsta. Putem nici noi mai amintim niciodată că a făcut pasul ăsta prost, dar eu nu cunosc. Din punct de vedere politic, n-a existat niciodată o diversiune mai mare în Republica Moldova decât asta. Este o diversiune mare. Deci asta, noi și așa avem o sumedenie de probleme. Noi chiar, integrarea europeană pentru noi este o problemă, pentru că de fapt, ei, deci, la toate problemele pe care le aveam noi, la toate problemele pe care le-am avut noi, ne-au mai venit și ăștia, care nu că oamenii ăștia, deci, știți care e problema? Iată, de exemplu, pe timpul lui Plahotniuc. Eu am luptat cu Plahotniuc încă atunci când lumea nu vedea. Eu vorbesc aproape în disperare lucrurile astea, pentru că eu mă mir când oamenii nu văd. Lumea nu-l vedea pe Plahotniuc rău, așa de rău, atunci când eu le vorbeam chestia asta. Așa. Și se uitau la mine, băi, ce isterizează ăsta lumea? Ce se erigează ăsta în director de panică acum când nu se întâmplă nimic? Lumea a văzut mai târziu că, de fapt, Plahotniuc era un rău și așa mai departe. Acum cred că foarte multă lume, cum bă, dar ce spune mocanul ăsta? Uite ce bobocel frumos avem. Văd și el spune că e spin urât și lumea nu vrea să vadă chestia asta, pentru că suntem o societate extrem de naivă, ca să nu spun altfel, suntem o societate extrem de naivă. Lumea noastră e foarte naivă, lumea noastră a crezut în povești și crede în continuare. Noastră vedeți că integrarea noastră europeană e o chestiune mistică, nu e o chestiune de a face ceva în fiecare zi. Aici e problema și eu de aia spun că eu vorbesc și spun asta pentru că sper foarte mult că vom reuși să zădărnicim lucrul ăsta. Dar spuneam, chiar pe timpul lui Plahotniuc, frica o aveai, adică teama sau îngrijorarea ți era de ceva concret. Uh-huh. Ceva material. Acum frica de ăștia e imaterială, e mistică, e metafizică. Nu știi ce ne se poate întâmpla în coșmarurile noastre, de la ceea ce le poate veni peste noapte ăstora în cap. Domnul Cal, mai avem o știre la fel de neclară pentru tare multă lume. Săptămâna trecută, pe nepusă masă, ce că niște audieri la Parlament pe tema miliardului. Toți s-au zâmbit, toți că aia mai văzut noi audieri de astea 10 ani au trecut de când miliardul, nu? Ca până în seară să aflăm că este demis guvernatorul Băncii Naționale, domnul Armașu, și în locul acestuia vine o doamnă de la București, care în 24 de ore ia cetățenie Republicii Moldova. Eu vă amintesc mai multe numiri, chiar a doamnei Veronica Drăgălin. Se cunoșteau pe canalul Telegram de câteva luni. Și așa de fiecare dată se întâmplă. Nu și în acest caz. Cu câtă lume vorbesc, nimeni nu înțelege ce s-a întâmplat și de ce a fost necesar. Ori, instituția respectivă este atât de bine pusă pe roate că acolo nu poți să pui un guvernator și el deschide să fie, o ia un miliard, închide să fie, o fuge de acasă. Adică nu-i ca în filmele americane.
ceva se întâmplă și nimeni nu știe ce. Eu acum vă spun un lucru, vă răspund la întrebare obligatorie, dar am să vă spun un lucru care iarăși trebuie să ne îngrijoreze. Îngrijorarea mea în acest sens, știți de unde vine? Noastră ați văzut că nu s-a întâmplat nimic pe piața valutară. Absolut nimic. N-a căzut cursul leului. Da. Deci în orice țară din lume unde există economie, o asemenea aventură, o asemenea provocare ar fi trezit imediat. Deci piața financiară ar fi reacționat imediat. Deci guvernatorul băncii naționale în orice sistem economic este garantul valutei. El este valuta, el este garantul acestei valute. Eu și acum îi rețin greu numele, Anca Paiu, nu știu cum îi zice. Dragu. Anca Dragu. Deci eu care mă consider un cât de cât bun cunoscător a vieții politice din România. Cunosc partidele politice, urmăresc știrile, eu chiar în emisiunea mea promovez, adică eu vorbesc ca și cum am fi un singur spațiu informațional. Cunosc partidele, de acolo cunosc. Numele ăsta nu l-am reținut. Adică eu de ce vă spun chestia asta? Pentru că eu nu sunt împotriva faptului că noi, o țară care nu avem capacitate de administrare, noi ne putem permite să aducem personalități, oameni care să întărească capacitatea noastră de administrare a treburilor statului. Eu am pledat pentru asta și voi pleda în continuare. Eu nu trăiesc cu teoria ale conspirației. Domnule, nu ne vindem nimic de aici, pământul, nu ne vindem posturile, trebuie să fie numai patrioți ai Moldovei. Eu am văzut atâția patrioți care au furat în țara asta încât n-am treabă cu asta. Adică eu nu pledez acum cum pledează cei că au fost adus un cetățean străin. Nu despre asta e vorba. Problema e că a fost adus un anonim. Chiar dacă ea a avut funcții în România, este un anonim și pentru România. Eu am vorbit cu cineva de la București și a zis, domnule, mi-a trecut pe lângă, că eu nu știu numele ministrilor ăștia, a lor. De aici, nu cât de acolo. Dar și acolo lumea spune, domnule, de pe la USR, că ăștia de pe la USR sunt mai aerieni la noi, așa, mai cam ca și ăștia de aici. Deci nu știe lumea nici la București. Că reacții nici la București nu au fost prea multe, pentru că nu o cunosc nici acolo. A trecut așa ca un meteor. Deci, pe mine cel mai mult m-a îngrijorat că se întâmplă chestiunea asta zăludă. Deci nu mai vorbesc că luarea deciziilor este într-o obscuritate ca în cutii negre. Despre asta nu mai vorbesc. Dar că este demis guvernatorul Băncii Naționale, este pus un alt guvernator al Băncii Naționale și pe piața noastră financiară, în economie, nu se întâmplă nimic. Asta este foarte îngrijorător. Asta vorbește despre ceea ce noi, în principiu, știm. Noi nu avem economie, noi nu avem viață economică. Noi avem o casă de schimb valutar, care e Banca Națională, care retrage sau bagă valută piață în zilele de sărbători și așa ca să poată manipula cu cursul leului în momentul în care ba vin moldovenii acasă, ba pleacă și fac niște atâta. Deci, asta vorbește despre faptul că noi nu mai avem economie la ora actuală. Băncile din Republica Moldova, la ora actuală, nu lucrează pentru economia Republicii Moldova, pentru că guvernul împrumută de piața internă atât de mult, încât lor nu le trebuie să lucreze săriștii cu agenții economici. Lor nu le trebuie să facă asta. Deci băncile comerciale din Republica Moldova nu mai efectuează o afacere cu businessul din Republica Moldova. Pentru că au afacerea cu statul. Și asta vorbește și despre modul în care a fost schimbat guvernatorul Băncii Naționale. Apropo, știți unde e Drăgălin? În Statele Unite, în vacanță. În vacanță. S-ar putea să nu mai revină înapoi. Concediul ăsta aici ar fi de maternitate, de nu știu ce. Deci ea ca persoană care n-a nicio treabă cu Republica Moldova, ea probabil că a avut o strategie proprie a ei, de domnișoare, de nu știu ce, și-a rezolvat-o. Ea a dispărut din spațiu public până a plecat în concediu. Până la... Iar Maia Sandu îl vrea pe comisarul Catania. Da. Dacă întâmplătorul e așa cum se vorbește prin târg, domnișoara e plecat în concediu de maternitate, probabil că comisarul Catania e tata copilului și el va fi la ora actuală cel care va lupta în continuare cu corupția din Republica Moldova. Considerați asta un pamflet. Pamflet, de acord, accentuăm pentru... Da. Ce mai
Dur, reacția a venit de la Iurie Ciocan. Nu a fost președinte al Comisiei Electorale Centrale, ci președinte al Partidului Social Democrat din România, Organizația Chișinău. El a numit această numire a doamnei Dragu în funcția de șefie. Serios, n-a все? Iată, regizorul spune că prima parte am încheiat, dar a uitat să mă privim câteva minute înainte. Vorbim despre da, asta. Peste... Ceea ce am vorbit, s-o auzit în... Bineînțeles, da. Nu, mă rog să luăm publicitate după care revenim. Ok. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Mocanu, noi vorbeam înainte de publicitate, inclusiv despre schimbarea la Banca Națională și eu ziceam până la publicitate că cea mai dură reacție, în opinia mea, a venit de la președintele PSD din România, Organizația Chișinău, domnul Iurie Ciocan. Și el a calificat această numire a doamnei Dragu la BNM, gen a pune pălup paznic la stâna de oi. Eu nu știu care au fost considerentele să spui așa ceva. Eu nu știu dacă ea e hoață. Deci expresia asta românească, această expresie idiomatică românească, ea are conotația de hoț pe sacul cu bani sau ceva de genul ăsta. Eu nu cred, eu nu știu asta, eu nu știu că ea... în orice caz nu există informație în România că ea s-ar fi ocupat de delapidări în România și nici nu preștiu dacă a avut ceva de delapidat. Nu cred că este o formulă exactă pentru ea. Este o formulă mai degrabă zăludă. Dar iarăși vă spun, pericolul e destul de mare. Vorba este că guvernatorul Băncii Naționale trebuie să dea, să dea încredere în valuta asta. De el depinde foarte multe lucruri. De obicei, guvernatorii băncilor naționale rămân pe mulți ani de zile. Uitați-vă în România. Da. Deci, Muguri Sărescu. Muguri Sărescu. De când e România, după Ceaușescu, e Muguri Sărescu acolo. Și el e garantul acestei stabilități. Noi am avut așa un guvernator a Băncii Naționale, mai bun, mai rău, Talmaci. Deci acela era guvernator a Băncii Naționale. Deci după asta... Deci, au mai fost încă doi? Deja da, iarăși, dar eu când spun pericol, iarăși vreau să... Dar nu vreau, eu nu mă ocup niciodată de conspirații de astea. Vorba este că noi, la ora actuală, avem o rezervă a Băncii Naționale chiar mai mare decât a fost până la furtul miliardului. Da, vreo 5 miliarde. Da. Pentru, deci, să știți că rezerva asta a Băncii Naționale, ea este cumva adunată acolo de parteneriatul nostru cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială. Deci, partenerii noștri ei se ocupă de menținerea stabilității valutei naționale prin această rezervă a Băncii Naționale și ea chiar este importantă în lipsa unei economii performante care ar menține cursul valutei. Deci stabilitatea leului se bazează anume pe rezerva asta a Băncii Naționale. Că dacă nu era rezerva asta a Băncii Naționale, cum furase miliardul, atunci era catastrofă. Deci, nu știu dacă ni se va întâmpla ceva foarte rău de la faptul că ea nu este o autoritate. Pentru că autoritatea, de fapt, stă în spatele acestei aventuri pe care au făcut-o ei. Îngrijorător este și faptul că asta s-a întâmplat peste noapte, fără ca lumea să dezbată acest subiect. Deci, doamna spune că poartă discuții cu ai noștri din vară. Scurge de informații. Cum zicea un politician, probabil n-a fost nicio scurge de informații pentru că însuși pasul nu era la curent cu ceea ce o să întâmple. Dar asta se întâmplă niște lucruri strane acolo, dar eu v-am spus de unde vin aceste lucruri strane. Eu, rugămintea mea către oameni este totuși să nu trăiască cu teoria ale conspirației, pentru că ele ne fac numai rău, adică pe noi ne duc într-o zonă și mai confuză teoriile conspirațiilor care există prin Chișinău. Eu vreau ca lumea să uite atent la Maia Sandu și să-și dea seama că tot ceea ce ni s-a întâmplat nou și ni se întâmplă cu mâinile noastre, cu mâinile acestei societăți. Pentru că dacă vă uitați dumneavoastră, apropo și de Anca Dragu și de alții, lumea aici trăiește în spațiul ăsta și politicienii, din păcate, alimentează acest lucru, trăiește cu ideea unei conspirații mondiale împotriva noastră.
Lucrul ăsta nu este nou pentru cei care trăim acum. Lucrul ăsta în Republica Moldova este cam după 90, dacă îmi permit să o să fac o mică trecere în revistă, pentru că e legat de subiectul ăsta. Deci eu țin minte după anii 90 cu ce trăia Bomondu din Chișinău, trăia cu teoriile deci protocoalele înțelepților Sionului, evrei, nu știu ce pun la cale împotriva noastră, masonii, apăruse, erau niște oameni prin Chișinău care ți arătau așa cu un deget și spuneau că masoneria controlează tot aici. Călucinski a devenit mare mason, Urecheanu e mason, Filată e mason, Braghiș e mason și noi toți masonii ăștia, dacă nu ești mason, nu acceză nicio funcție în stat. Și venea un baron, nu știu, care aducea lumină pe aici și toată lumea era în conspirație. Este toată lumea șoșotea pe la colțuri, plăteau bani în nu știu ce organizații din asta. Și eu mă uitam la chestia asta încă atunci și râdeam de lucrul ăsta, pentru că masoneria era un ONG deja, adică erau așa, ea fusese generația pașoptistă noastră în România secolul XIX, au existat niște lucruri și mai departe, dar aici își s-au pulverizat la un moment dat masonii. Deci masonii controlau tot, ăștia umblau, era nu știu care, plăteau nu știu pe unde, ca să știți până unde s-au ajuns până la aceea că odată în Republica Moldova, tot de prin cercurile astea, ca și cum masoni, dar erau de fapt niște coțcari, s-au ajuns pe lângă Lucinski ca să aducă niște hârtii de valoare ale statului american care se aflau undeva ascuns în Australia. Au trimis Lucinski un Antonov 32 care au adus la aeroportul Chișinău niște hârtii de valoare pe care Republica Moldova deodată trebuia să devină grădina Maică Gidul, trebuia să devină foarte bogată, pentru că americanii când auzeau că hârtiile astea sunt aici, trebuiau să le răscumpere pe valută clară și Republica Moldova devenea... Păi, atunci Banca Națională a emis niște bani care au cumpărat hârtiile astea de valoare, au fost adus aici în Chișinău. Un consilier de-a lui Lucinski și-a pus pe documentele celea amprenta cu sânge de la deget și tot așa. Adică, și asta se întâmpla, era Lucinski președinte. O exista și un dosar penal. Sunt oameni care știu pe urmă după chestia asta. Și asta se întâmpla nu undeva la Ciocana sau la Poșta Veche. Se întâmpla în birourile de la guvern și toți ăștia umblau masonii, nu știu. Ei, acum există o altă conspirație. Există Soros, există soroșiști, există și vorbesc tot felul de conspirații. Că Maia Sandu, că stă în spatele ei nu știu care evreimi, de nu știu, iarăși din nou, iarăși niște chestii aberante. Și eu mă adresez oamenilor să-și dea seama că toate ce ni se întâmplă, nu ni se întâmplă din cauza noastră. Nu din cauza evreilor, nu din cauza masonilor, nu din cauza lui Soros. Tot ceea ce am făcut noi aici, facem cu mânuța noastră. Maia Sandu e făcută de un moldovean, cu o moldoveancă, e votată de moldoveni, îi trimise la studii de Lucinski, Braghe și de toată conjunctura ce e de acolo și adusă și pus înapoi. Tot ce aici ni se întâmplă, peste tot găsiți mânuțe de moldovean. Nu de evreu, nu de mason, nu de american, de nicăieri. Tot. Iar toate teoriile astea ale conspirațiilor este că ca să le dăm voie coțcarelor, altădată cei care au fost și acum cei care sunt în continuare să țin țara asta în mocirla în care ne aflăm noi. Iată, dumneavoastră, cu orice ocazie și fără ocazie, argumentați părerea pe care o aveți față de doamna Maia Sandu. Dar din cei care deja și-au anunțat intenția la prezidențiale, sau se crede, iată, domnul Ion Chicu a dat de înțeles că va candida, Igor Dodon a dat de înțeles că va candida, Renato Usat a adăugat că va candida, Irina Vlach se presupune că va candida. Eu tot aș candida, pentru că eu sunt liderul unui partid politic. Eu am o concepție, am o idee, am un plan pentru Republica Moldova și eu împreună cu colegii mei, noi l-am afirmat întotdeauna. Dar eu nu sunt sigur că voi candida, pentru că, deci, nu pentru că am șanse sau nu am șanse. Șanse nu prea am, pentru că moldovenii nu votează asemenea oameni ca mine și nici resurse nu sunt suficiente. Dar aș candida ca într-o campanie electorală să spun acest mesaj, să am posibilitate. O campanie electorală întotdeauna îți dă posibilitate să spui acest mesaj. Eu de asta m-am ocupat întotdeauna, să le spun, poate ori auzi într-un târziu oamenii ăștia noștri de problemele pe care le avem și cu, sigur, și cu o anumită speranță că într-o bună zi moldovenii se trezesc și votează altfel. Dar nu știu dacă voi candida, pentru că
pentru că deci ei au distrus și ultimele rămășițe ale libertății cuvântului aici în Republica Moldova. Nu mai poți, nu mai ai unde vorbi, nu mai ai unde îți spune mesajul, nu mai există. Deci există peste o societate nelustrată, peste jurnaliști, oameni din societatea civilă, politicieni din Republica Moldova nelustrați după KGB, au venit o altă generație de nelustrați, deja care au fost în relații cu SIS-ul ăsta, care și el e nelustrat. Și atunci există niște șoapte, niște vorbe, niște bârfe în târgul ăsta, de care nu poți să le depășești nici în campanie electorală. Noi trăim într-o... Noi riscăm... Apropo de integrarea asta europeană, eu când vă vorbesc, iarăși ajungem la tema asta de bază, foarte bine că am început cu ea. Eu nu am teama că noi nu vom ajunge în Uniunea Europeană. Deci, o să fac o mică abatere și o să vă spun ceva care am spus și în emisiunile mele. Deci, uitați-vă ce probleme au Statele Unite ale Americii cu sudul lor, cu Mexic și cu frontiera lor de acolo. Adică, Statele Unite ale Americii au devenit o inimă pulsantă ale economiei mondiale, sunt o atracție atât de mare pentru toată lumea de pe globul pământesc, încât toată lumea se scurge acolo să aibă o viață cât de cât decentă. E absolut firesc. Bine, ei înconjurați fiind de ocean, înconjurați fiind în două părți de ocean, sus de Canada, care este o economie la fel de performantă ca și ei, au rămas cu partea asta de sud a lor, unde spre ei vin prin Mexic, vin foarte mulți emigranți. Ei deja, e o problemă foarte mare pentru ei ca să-i poată integra pe toți. Uniunea Europeană, acum am spus despre America, problema lor, că ei sunt nevoiți acum să-și construiască zid și marea polemică lor acum este că republicanii, în special republicanii mai radicali al lui Trump, vor să construiască un zid acolo ca să se apere de valurile de emigranți. Și problema nu e că America a fost întotdeauna deschisă pentru emigranți, pentru mințele care au venit acolo. Uitați-vă, un om atât de bogat cum este Elon Musk, e venit din Africa de Sud și l-au absorbit repede. Mințele le absorb din toată lumea. Vorba este că către ei vin oameni analfabeți, oameni fără niciun fel de educație, săraci, bine, săraci asta nu e cea mai mare problemă, dar total nu trag apa la viceu, aruncă pe jos, deci e o chestie foarte stresantă pentru ei. Uitați că Europa a hotărât să meargă pe altă cale. Uniunea Europeană nu mai este cea care a fost la începuturi, cu principii, eu vorbesc principii la Copenhaga, pentru că formal e așa, deci trebuie să respectăm principiile de la Copenhaga. Dar acum se vede că nu respectarea principiilor de la Copenhaga te califică pentru Uniunea Europeană, ci te califică politica, interesul politic te califică. Nu, asta s-a văzut încă atunci când a intrat România nepregătită, cu temele pe acasă nefăcute în Uniunea Europeană. Numai că asta a fost un pas foarte bun pentru România, pentru că eu cu groază îmi imaginez că România n-ar fi intrat în Uniunea Europeană. Ce ar fi fost România astăzi dacă nu intra în Uniunea Europeană? Așa e și cu noi. Deci, eu am impresia că după căderea zidului berlinez, după ce s-a văzut că cei din Est pot fi integrați ușor în spațiul occidental, că, și uitați-vă, un alt exemplu mai aproape de noi, ucrainenii. Câteva milioane de ucraineni s-au integrat foarte rapid în Uniunea Europeană și n-au creat nicio problemă. În Uniunea Europeană n-a existat niciun stres ca atunci când a fost război în Siria și când veneau peste ei valuri de emigranți. Ucrainenii s-au dovedit a fi oameni foarte civilizați. Știu să tragă apa la viceu, n-au negru pe sub unghii, muncesc, în stradă nu-i deosebești de europeni și așa mai departe. Adică europenii au văzut o oportunitate pentru ei ca să se extindă chiar fără respectarea principiilor de la Copenhaga spre Est, prin intrarea acestor țări și problemele lor n-ar fi atât de mari cum sunt ale americanilor cu cei care vin și care nu se pot integra și așa mai departe. Eu ce vreau să spun cu chestia asta? Că noi s-ar putea să ajungem în Uniunea Europeană indiferent dacă ne facem temele pentru acasă sau nu. Indiferent dacă ne despăduchim până a intra acolo. Că ne putem despăduchi și acolo. Chiar dacă pentru ei un pic asta ar fi mai stresant. S-a văzut cu atât mai mult că nici nu suntem o economie mare și așa mai departe. Problema noastră este că în momentul în care noi mergem încolo cu temele nefăcute, noi rămânem o bălărie a Europei.
oamenii cu performanță vor merge și vor trăi acolo, iar noi cei care insistăm să rămânem aici, dar insistăm de ce să rămânem aici? Pentru că noi trăim dincolo de burta noastră și de necesitățile noastre materiale. Noi vrem să realizăm ceva. Noi spunem că noi avem o identitate. Noi am vrea să facem politică în Uniunea Europeană. Pentru că dacă emigrăm acolo, politică nu mai facem. Iau politicienii lor și așa mai departe. Deci noi vrem să fim o entitate, o identitate. Cu această entitate pe care o avem noi, să facem politică la nivel european, să ajungem să avem de spus un cuvânt în Parlamentul European. De-aia rămânem aici. Dar rămânem într-o bălărie. Rămânem într-o bălărie pentru că nimic din tot ce aici spunem că ar trebui să facem pentru Uniunea Europeană, nu facem. Și asta nu e problema a lor care ne cer să facem lucrurile astea. Ei sunt destul de oneși cu noi. Ei spun, băi, uitați-vă care sunt condițiile. Faceți-vă temele pentru acasă. Asta le spuneau românilor. Asta le spuneau românilor noștri de dincolo. Le spuneau, bă, o să vină rechinii noștri și o să vă înghită dacă voi nu vă faceți o economie de piață performantă. O să vină și o să vă rupă ai noștri și noi nu avem ce face cu ei, că ei sunt rechini, ei au colț și vă mușcă. Uitați-vă câte bocite acum sunt în România pe motivul că transnaționalele le-au ocupat țara. Dar nu vi s-a spus că voi trebuie să deveniți performanți? Nu vi s-a spus că trebuie să faceți temele pentru, să vă faceți temele pentru acasă și după aia să accediți în Uniunea Europeană? Spuneți-mi, vă rog, acum, la tema de bază care o discutăm, ce o să facă partidele așa zise eurosceptice din România, gen Aur și Șoșoac, care își iau care acum turații, care ar putea să ajungă cu voturi multe în Parlamentul lor, cam spre aceeași perioadă, când ne apropiem noi de așa zisul referendum a Maia Sandu. Ce o să facă partidele corespondente, așa zis și unioniști din Republica Moldova? Că și eu sunt unionist, dar nu ca ei, nu sunt naționalist. Eu vreau ca noi, ca entitate, să nu-i aruncăm în mersul nostru spre Europa peste bordul navei pe ruși, pe ucraineni, pe găgăuzi, pe toți cei care Maia Sandu spune că nu sunt europeni și nu merg către ei fonduri europene. Eu nu vrem ăștia să concetățenii noștri. Dumneavoastră cunoașteți atitudinea mea față de Rusia lui Putin. Dar eu nu am aceeași atitudine față de rușii care sunt în Republica Moldova. Ei sunt rușii noștri, ei sunt concetățenii noștri. Chiar dacă adeseori exprimă puncte de vedere diferite de ale noastre. Dar noi trebuie să ajungem în Uniunea Europeană cu rușii noștri, cu bulgarii noștri, cu găgăuzii noștri. Noi trebuie să ajungem cu economia noastră, cu pușcăria noastră, cu gunoiștele noastre. Cu tot ce facem noi, cu tot ce aici suntem noi, noi cu asta vom ajunge în Europa. Pur și simplu, europenii ne spun de pe acum, până vom ajunge să accedem în Europa, să facem în societate unitate, ca cei care sunt minoritari în Republica Moldova să se simtă la fel de confortabil în spațiul ăsta cum ne simțim și noi dacă suntem confortabili. Adică, mă refer acum la libertatea cuvântului, la multe altele. Că veni vorba de libertatea cuvântului. Știți că avem mai multe televiziuni care nu au nicio șansă să-și revină chiar după ce se încheie această stare de urgență, pentru că au zis anoștri de sus vor opera niște modificări. Nimeni nu știe ce fel de modificare legislației ca să nu deschidă televiziunile respective. Dar și în profil de acestor restricții, nu ați vorbit despre Rusia lui Putin. De ce noi avem moldoveni care susțin acest război? În pofida faptului că au fost închise câteva zeci de site-uri, au fost închise 9 sau 10 televiziuni, nici nu se mai redeschid, urmează să mai închidă câte ceva. E asta soluția? Bun, ei nici nu propagau războiul, pur și simplu tăceau unele televiziuni dintre ele. Nici, pur și simplu nu vorbeau despre război. Eu am fost de acord cu formula că poți manipula prin tăcere. Prin tăcere, prin omisiune. Omisiunea tot este un fel de manipulare. Asta nu înseamnă că toți trebuiau deodată să urci pe baricade și să facă ceea ce făceau alte televiziuni. Eu am fost împotriva însă închiderea acelor televiziuni. Pe mine mă îngrijorează acest centru patriot pe care l-au creat ei, care în contextul în care trăim noi va fi o mare problemă, probabil. Eu cred că multe lucruri pe care le fac ei sunt... Deci, problema este că
ei vor pleca, în mod sigur vor pleca mai repede decât cred ei. Pe mine mă îngrijorează ceea ce fac ei, pentru că ce uneltele pe care le creează ei acum, antidemocratice, le vor sluji foarte bine celorlalți, care nu au angajamente pe care zic ei prin retorica lor și le iau față de Uniunea Europeană. Adică ăștia creează mecanisme pe care ceilalți le vor utiliza cu cea mai mare plăcere, pentru că ei vor spune, ai voștri, europenii le-au creat mecanismele astea, noi acum doar le aplicăm, noi nu facem nimic altceva. Da. Și le-au acceptat. În sensul ăsta, eu cred că din anumite motive politice, cei care încurajează această guvernare, cei care nu vor să vadă derapajele lor politice, democratice, ne creează o mare problemă pe viitor. Deci eu nu pot să-mi explic până la ora actuală. Adică, bine, am anumite explicații, dar ele nu au explicații vizibile, într-un fel. De ce mai multe ambasade care au un cuvânt de spus aici? Nu pentru că ar trebui să se amestece în treburile noastre interne, dar măcar pentru faptul că contribuabilii din țările lor plătesc toate derapajele noastre, plătesc faptul că noi nu suntem destul de performanți, că nu vrem să ne mișcăm din loc, că nu facem multe alte lucruri, le plătesc din banii contribuabililor lor. Și e vorba nu numai de fondurile europene direct, dar mă refer acum la sprijinul pentru valuta noastră, pentru cursul leului, pentru bugetul nostru, dacă vreți, și așa mai departe. Adică noi suntem o țară care trăim pe subvenții din afară, care vin din banii contribuabililor. Și acești oameni ar avea căderea să spună ceva. Nu spun și asta mă îngrijorează. Pentru că derapajele lor, așa cum vă spun, le vor folosi foarte reușit celorlalți. Dar altceva vreau să vă spun. Eu aici nu vreau să mă dau drept cunoscător, chiar nu știu. Eu țin minte că atunci când, pe timpul lui Plahotniuc, spuneau despre faptul că piața media din Republica Moldova a fost monopolizată printr-o companie de-a lui Plahotniuc, care a absorbit toată publicitatea și că dacă s-ar sparge bula aia a lui Plahotniuc publicitate, deodată televiziunile noastre vor începe să trăiască în economie de piață, să le vină bani și așa mai departe. Și eu mă gândeam, zic, băi, cade Plahotniuc și imediat televiziunile astea nu vor mai face emisiuni plictisitoare pentru că vor trebui să aibă content, vor trebui să aibă așa, vor invita oameni interesanți în studiouri și poate am și eu loc undeva acolo. Nu, acum nu mai ai. Deci ei nu mai au nici interesul, nici te uiți la toate televiziunile astea, toate de plictiseală în studiourile cele și nu îi mai interesează pe nimeni. Toți sunt motani grași prin televiziunile astea a lor. Eu știu că nu vă deranjează dacă mai spun despre chestia asta. Deci uitați-vă câtă lentoare de asta, câtă lipsă de stres pe la talk show-urile din televiziunile astea. N-au nicio problemă. Iar cum s-a spart bula aia și unde s-au dus banii? Tot nu-i clar. Apropo de publicitate, haideți să luăm, vă rog, câteva clipuri, după care revenim, vă rog. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Mocanu, dumneavoastră sunteți pilot. Cred că sunteți cea mai indicată persoană să ne comentați marele anunț al domnului Andrei Spânu cu privire la schimbarea abreviaturii aeroportului nostru din Kiev în RMO, Republica Moldova. Nu cred că aș avea multe de spus aici. Asta este un indicativ civil. El nu e, nu e unul... Nu știu. Eu am mai auzit o știre. Eu am auzit că s-a schimbat iarăși directorul la Moldața. Da, e adevărat. Fostul candidat al PAS-ului la Durlești. A ajuns... Iarăși e o numire politică. Deci Moldața nu mai știu dacă mai este la fel de o întreprindere, la fel de performantă cum era altădată. Altădată asupra Republicii Moldova erau multe survoluri. Survolurile aduceau bani în bugetul Republicii Moldova și a Moldața. Moldața, trebuie să știți, Moldața și, deci, și aeroportul internațional Chișinău, din punct de vedere al capacităților operaționale, ele sunt cât de cât în regulă, pentru că noi suntem integrați într-un sistem internațional
și aproape indiferent cine vine director la Moldața, Moldața funcționează pe baza unor oameni destul de performanți acolo la Moldața. Sunt specialiști buni în sensul ăsta și ei sunt întotdeauna trec niște cursuri, ei sunt dar știu că suferă și ei de la faptul că numirile astea se fac atât de netransparent și peste ei vin oameni care nu sunt din domeniul respectiv. Adică eu înțeleg că acolo a fost adus acum un om care nu este din domeniul ăsta. Și atunci, de fiecare dată când vine un om, dar acolo chiar e nevoie să vină oameni care sunt specialiști în domeniu. La fel e și cu aeroportul internațional Chișinău. Noi avem multe probleme cu aeroportul internațional Chișinău. Eu cred că am mai vorbit și în cadrul dumneavoastră și vorbesc pe unde pot. Una din marile probleme pe care o are aeroportul Chișinău este gunoiul de la Țânțări. Deci, ce smintit a pus gunoiul ăștia de la Țânțăreni pe ceea ce numim noi glide path în aviație. Deci asta e traiectoria pe care vin avioanele la aterizare. Uh-huh. Păi traiectoria dinspre estul Republicii Moldova, pista aeroportului Chișinău e cu cursul 27-09 sau 28-08. Deci avioanele care vin dinspre est să aterizeze, în funcție de vânt, de fiecare dată sunt preîntâmpinate despre pericolul bird strike, ce aici se numește, deci de lovire a păsării în motorul avionului. Deci e o mare problemă. Păsările care vin la gunoiște asta de acolo, stau cârduri de ciori peste gunoiște asta de la Țânțăreni. Și toate ciorile astea, într-o bună zi, pot ajunge în motoarele avioanelor. Eu știu că de fiecare dată când vine câte o inspecție ICAO, de fiecare dată le spun, bă, rezolvați cumva problema asta. Voi aveți un aeroport internațional Chișinău în care pilotul stă în avion în fiecare dată cu stres și îi se spune de fiecare dată despre pericolul acestor și toate astea se întâmplă. Nu reușești cu toate sistemele astea performante de a alunga păsările, să alungi cârdurile astea de ciori de la gunoiul ăștia de la Țânțăreni. Și de mulți ani de zile chestia asta. Prima dată aud. Deci, sunt o sumedenie de probleme legate de ceea ce trebuie să facem noi în raport cu aeroportul internațional Chișinău și asta trebuie să o facă oameni performanți, oameni care cunosc. Din cauza asta, eu le spun de fiecare dată. Aeroportul internațional, nu chestii de astea de fațadă. Au schimbat indicatorul. Bun, poate sună mai bine, dar din asta nu se întâmplă mare lucru. Oricum îl dăm în concesiune încă o dată, a zis domnul Spân. Dar deja vedem cui. Eu cred că în condițiile astea, el ar trebui dat nu în concesiune. În condițiile astea mă refer acum când această guvernare nu are niciun fel de performanță. Când această guvernare e neadecvată. Eu încerc să găsesc termeni mai rotunzi. În pauză v-am spus mai direct ce cred eu că e cu ei. Deci încerc să fiu cât de cât conform spațiului public. Dar sper că lumea mă înțelege că lucrurile sunt mult mai grave decât le pot pronunța eu în spațiu public. Și de ce experți ar avea ei nevoie ca să judece asupra că sunt adecvați sau nu. Deci în condițiile astea eu cred că aeroportul internațional Chișinău ar trebui scos nu la concurs investițional sau la concesionare. Noi avem nevoie ca să facem un concurs pentru o echipă de manageri. El poate fi lăsat în proprietatea statului, dar există echipe de manageri internaționali care pot veni să-l gestioneze în bază de contract. El trebuie gestionat de altcineva, nu de oameni care nu cunosc cum se gestionează un aeroport. Că statul nostru este atât de slab că nu poate gestiona acest activ, asta e sigur. Indiferent ce cred moldovenii, că nu trebuie să ne dăm nimic de mâlină, ținem tot, înțelegi că moldoveanul stă de pândă în permanență, nu-l freci cineva și îl freacă tot. Domnul Can, iată mai sunteți lider de partid, opoziție extraparlamentară, de fiecare dată când se ivește o ocazie, partidele de opoziție se manifestă pe seama celor care au anumite probleme, mai suferă, gen agricultori. Toate partidele brusc au început să iubească agricultorii, partidele din opoziție. Exact cum PAS-ul iubea agricultorii pe când era în opoziție, anul 2020. Toată dumneavoastră bați în ei. Da, eu dacă merg în campanie electorală pentru prezidențiale, păi liderii ăștia agricoli o să-și adune țăranii iobagi și o să mă fugărească pietre de pe plantațiile lor, pentru că eu nu pot altfel. Eu nu pot altfel decât să spun ceea ce am spus întotdeauna.
Eu vă amintesc că detașamentul ăsta de agricultori s-au comportat cam cum se comportau minierii în România. Țineți minte mineriadele din România. Mineriada asta a agricultorilor o a adus guvernarea asta și ei sunt printre cei care o adulau pe Maia Sandu și creiau în jurul ei, făceau în jurul ei ceea ce numim noi carul triumfal. Deci merge regele înzorzonat cu carul lui înzorzonat cu tot felul de zorzoane, după care aleargă prostimea nebunită că îl vede pe rege și acolo trebuie să există clovni, din ăștia cu arcurile, deci agricultorii ăștia care au venit acum cu tractoarele în piață sunt unii din corul celălalt care au adus-o pe Maia Sandu la guvernare și toată mizeria asta care o avem acum în fruntea țării. Deci noi avem o mare problemă atunci când vorbim despre agricultură. Agricultura are 4 probleme, iar noi avem o singură problemă, agricultura. Agricultura, v-am spus, știți ce probleme are agricultura din Republica Moldova? Are 4 probleme. Ele se numesc vara, toamna, iarna și primăvara. Eu de când mă țin minte, ăștia bocesc că nu le plouă, că dacă le-au plouat au apărut iarbă și n-au cu ce o prăjie. Deci, din câte... Dar a fost o chestie comică. Dacă am avea aici observatori fiind care ar scrie pamfleturi pe chestia asta, eu am încetat să mai scriu pamfleturi pentru că moldovenii nu citesc, și atunci mai bine fac postări scurte. Deci a fost odată o grevă a agricultorilor ăștia când ei au făcut-o acolo în teritoriu și plecau și se întâlneau pe niște plantații, se întâlneau guvernanții care veneau cu mașinile guvernamentale și se întâlneau agricultorii care tot din Chișinău veneau cu jeepurile. Și se întâlneau pe plantația unde stăteau iobagii. Deci noi trebuie să ne schimbăm cu totul atitudinea față de agricultură. Eu am văzut niște nuanțe. Chiar dacă moldovenilor nu le place tare ministrul acestui agriculturii, nici mie nu-mi place. Au avut niște brutalități cu totul ieșite din comun în Parlament și așa mai departe. Deși eu nu sunt foarte pudic, nu m-am enervat atunci când am jurat, nu știu pe cine. Nu asta era problema. Dar ministrul ăsta al agriculturii este singurul din această guvernare care a avut, eu cred, curajul să spună niște lucruri asupra căruia merită cel puțin să începem a lucra de pe acum. Eu am spus-o și repet încă o dată. Agricultura din Republica Moldova este complementară cu agricultura europeană. Traduc pentru moldoveni ca să mă înțeleagă foarte exact. Deci ce aici producem noi în Republica Moldova, nomenclatorul de mărfuri care îl producem noi în Republica Moldova, este la fel ca și acel din Uniunea Europeană. Diferența este că ei pentru tot nomenclatorul ăsta primesc subvenții de la bugetul statului, ei au sectoare ale industriei, ale economiei cu plus valoare mare, din care își pot permite să subvenționeze agricultura. Iată, agricultura aia subvenționată, cu ea nu poți concura. Indiferent cât de performant ești tu cu agricultura ta, nu poți concura pe același nomenclator de mărfă. Uniunea Europeană iarăși a fost modest cu noi încă în 2005-2006. Deci, eu fiind la președinție, am coordonat, din poziția mea, am coordonat o negociere pe ceea ce era GSP+, comerț asimetric. El e în vigoare încă. În care moldovenilor le-au spus, moldoveni, voi cu nomenclatorul care l-aveți tradițional, voi nu puteți ajunge pe piața Uniunii Europene. Noi vă dăm vouă un nomenclator de mărfuri pentru care puteți avea și sprijin și deci, în care mărfurile voastre vor fi cumpărate, n-au concurență pe piața noastră. Uh-huh. Așa, din burtă vă spun, acum un produs ar fi laptele de măgăriți. Moldovenii s-au ocupit să crească măgăriți și noi, deci bat joc de noi, sau cum? Industria farmaceutică ar consuma tot laptele de măgăriți care ar fi produs în Republica Moldova. Industria farmaceutică europeană. E numai un singur produs acolo, 3500 de produse. Nimeni nu se ocupe cu așa ceva. Vor insista să producă ceea ce cred ei că se poate vinde. Ceea ce UE are suficient. Ceea ce nu că au suficient, dar ceea ce UE are la standarde mai mari, la prețuri mai mici și la calitate net superioară. Asta e problema și noi, chiar și atunci când piața Uniunii Europene ni se va deschide complet, noi nu vom putea, noi nu avem economie sustenabilă și nu avem economie care să sprijine produsele astea. Eu încerc să le explic și nu vor, dar eu înțeleg de ce agricultorii, liderii ăștia care avem noi, eu voi fi dușmanul lor întotdeauna. Pentru că
Ei exploatează altceva. Ei exploatează naivitatea noastră. Și pe mine mă mir atunci când moldovenii sunt solidari cu asemenea tip de agricultori, ei, moldovenii, toți fiind doar consumatori. Și ei îi sprijină pe cei care spun, dacă îi ascultați foarte bine retorica lor, care spun, moldoveni, noi vrem să vă avem pe voi, noi vrem să vă frecăm, noi agricultorii din Republica Moldova, noi vrem ca voi să fiți solidari cu noi, să închidem frontierele Republicii Moldova, să nu mai vină producții din afară, dar voi să o cumpărați pe a noastră de rahat, la calitate proastă și la prețurile care vrem noi. Ei asta spun, dacă îi ascultați atent. Și moldovenii spun, da, noi așa vrem, noi așa vrem, noi nu vrem că din asta se va construi consumul nostru dacă vom face lucrul ăsta. De aia eu spun că tot ceea ce auziți, deci retorica asta despre să ne apărăm producătorul intern, numai noi să mâncăm rahatul nostru, nimeni altcineva, să nu permitem la nimeni altcineva. Deci produsele noastre agricole nu ajung pe piețele celor care zic ei că ne-au ocupat, mă refer la supermarketuri, din cauza lipsei de posibilitate să iei de la dânșii producția agricolă. Nu avem, nu s-a investit în asta, într-o infrastructură de colecționare, de standardizare, de așa mai departe. El nu are niciodată garanția că acel care i-a vândut ieri, mereu o să-i vândă și poimâine. Și tot așa, adică noi avem o sumedenie de probleme în agricultură, unde trebuie să intervină statul, să sprijine și așa mai departe. Dar primul lucru care trebuie să-l facă statul, și eu am văzut semne din asta, am văzut la ministrul agriculturii, la acest ministru agriculturii, care este, cred că, primul ministru agriculturii care le-a vorbit, bine, nu așa ca eu încerc să popularizez chestia asta și să o vorbesc într-un limbaj mai puțin profesional, că nu sunt din domeniul agricol. Dar credeți-mă, adevărul e ăsta. Și văd că l-au stâns, sau nu le trebuie, sau nu le aduce voturi chestia asta, sau nu știu, sau nu-l mai aud. Dar omul ăsta trebuia să iasă și să-i înfrunte pe ăștia. Curajoasă declarație pentru un lider de partid. Da, care nu are șansă la prezidență. Eu nu vreau să o faceți pe expertul în toate. Vă întreb dacă ceva ați auzit, percepeți în scandalul ăsta de la Toma Ciorbă iarăși. Scandalul vechi de 10 ani, că s-a mai încercat odată fuzionarea cu ăsta de la dermatologie. Nu m-aș pronunța, chiar îmi vine greu. Eu l-am văzut, s-a exprimat foarte bine aici. Domnul profesor Cojocaru, eu îi spun domnul comandant, el mi-a fost comandant de batalion în trupele de carabinieri. Serios? Da, domnul Cojocaru mi-a fost comandant de batalion, deci un om extraordinar, l-am văzut aici în studioul dumneavoastră. Eu mă bucur că încă la vârsta lui de așa de vioi și atât de înțelept, el a spus cam tot ce aici a spus el, eu l-am ascultat cu mult interes. Și cred că, deci medicina la noi, eu slavă Domnului, nu am probleme medicale până la ora actuală, dar m-am făcut un fel de paramedic. Mai ajut oameni mai în vârstă ca mine să ajung acolo unde trebuie. Și există medicină, există încă medici, avem încă medicină și eu chiar dăunez când am mers la un centru de diagnostic cu un prieten de-al meu, mai în vârstă, mă gândeam, zic, domnule, maică mea a plecat acum 20 de ani, a plecat din cauza lipsei medicinei din Republica Moldova. S-a dus la vârsta de 69 de ani, pentru că atunci nu era, dacă ar fost așa medicină în Republica Moldova cum e acum, mă refer acum la centrele astea de diagnosticare a bolilor, că asta e cel mai important. Deci, centrele de diagnosticare a bolilor în Republica Moldova, noi avem utilaj foarte performant. Adică, la ora actuală, pot să afla foarte exact. Eu, datorită acestui fapt, pe un prieten de-al meu, îl țin în viață și cred că o să-l țin în viață mai mult. Am exclus infarctul, o să includ și insultul. Deci, și așa fac cu alți oameni care, pentru că există medicina asta. Da, trebuie să ai bani pentru așa ceva, dar asta e în toată lumea, e așa, oamenii muncesc toată viața lor ca să aibă acces la o medicină de felul ăsta. Slavă Domnului, intrarea rețelilor astea de diagnosticare au adus foarte multe șanse pentru oameni de a se menține în viață încă pe mult timp înainte. Nu m-aș băga în scandalul ăsta. Sigur, a existat și poate exista interes pentru terenul ăsta din centrul orașului. Și aici ar putea să se învârtă mai mult interes. Trebuie să vedem. Dar nu m-aș băga pentru că probabil că este nevoie totuși de o anumită... De ca să nu cheltuim bani aiurea pe anumite lucruri. Îmi vine greu să spun aici ceva. Domnul Canu, un an... Plus minus, un an în urmă, când veneați dumneavoastră la noi la emisiune, păreați destul de optimist cu privire la cum se desfășoară războiul.
Acum noi... sunt și mai optimist. Da, noi acum facem 2 ani de război. Da. Dar vă rog să observați că acest an, care a fost foarte greu pentru ucraineni, eu, ca să mă înțeleagă lumea, eu nu sunt un propagandist a războiului și nici un propagandist a ucrainenilor. M-a înjurat într-o zi un moldovean la semafor. S-a oprit. Ce, băi, nu-ți plac moldovenii, îți plac haholii, du-te în Hahlean, de ceva de genul ăsta, mi-a zis. Eu rămân, oricum rămân același, pentru că eu noaptea când mă culc, și asta nu e o chestie de... Eu am fost la război și știu ce e asta. Eu noaptea când mă culc în pat, mă gândesc cu un gând bun la ucraineni, la ucrainenii care stau în tranșee acum, care stau în frig, care mor, care... Eu chiar sufletul meu e acolo. Vreau să observați, dincolo de toată propaganda lui Putin și de tot ceea ce se întâmplă, Ucraina a rezistat în condiții foarte complicate anul ăsta. Rușii n-au, cu mici excepții, abia dacă au reușit să înainteze pe anumite alineamente, foarte puțin. Ucrainenii cărora li se prorocea că nu o să reziste nici 3 zile și va fi luat Kievul, care spuneau că o să se întâmple atâta lucru. Ucrainenii rezistă în acest război, cu pierderi foarte mari, cu consecințe de lungă durată, dar cu un Occident care s-a văzut că este mai altfel decât ne-am închipuit. Adică războiul ăsta ne-a arătat foarte multe lucruri. Eu le știam. Eu, care m-am uitat în istorie altădată, să știți că începutul celui de-al doilea război mondial a fost cam la fel. Europa a fost la fel de înceată și a luat turații foarte greu. La ora actuală există o dispută între Statele Unite ale Americii și Europa, și Statele Unite ale Americii în disputa asta cred că au partea lor de dreptate atunci când le spune, bă, europeni, ce aici se întâmplă, totuși se întâmplă pe continentul vostru, nu al nostru. Ridicați-vă fundul și vă apucați și pregătiți-vă de război. Voi aveți această problemă. Peste voi o să vină hoardele astea de barbari. Mă refer acum la barbaria acelor oameni care au ajuns în comunitatea lui Putin. Încerc să găsesc alte fraze decât că nu... Deci acest război ne privește pe noi, în primul rând, pe europeni. Europa n-a reușit să-și pună economia pe picior de război. Încă. Ucrainenii de la asta au avut mai multe pierderi. Dar eu sunt mai optimist pentru că lecțiile pe care probabil că le-am învățat anul trecut vor aduce o altă abordare în anul care vine. S-a văzut că n-a fost atât de ușor, va fi greu în continuare, dar eu sunt sigur că ucrainenii vor învinge în acest război și alături de ei vom avea și noi șansa să nu mai trăim în barbaria în care ne-au ținut până acum. Din păcate, rețelele lor, și mă întrebați de mentalitățile de aici, din păcate oamenii rămân captivi încă acolo, pentru că nu avem școală, pentru că acestor oameni, politicieni, din interes politic, mă întrebați de ce eu mă fac dușmanul agricultorilor, eu mă fac dușmanul multora de aici atunci când le spun ceea ce este adevărul nu convenit de mine sau nu, dar lucru firesc pe care ei nu îl pot opri, dar ei oricum rămân captivi acelui sistem barbar în care am trăit noi altădată și care mai are până acum tentacole aici. Drumul nostru este spre civilizație. Generațiile care vin vor trăi în altă lume, iar noi nu avem voie, generația noastră, să fim atât de egoiști și să spunem retorică, noi trăim pentru nepoții noștri. Dacă am trăit pentru nepoții noștri și nu ne-ar fi, n-am fi atât de egoiști, am face alți pași decât cei care îi face. Eu sunt optimist pe ceea ce ține de Ucraina, trăiesc această dramă ca pe drama mea, pentru că am avut și eu un război și cred că tare mult sper că anul viitor o să crape odată Putin ăsta și toată barbaria lui și lucrurile se vor merge în direcția care trebuie și care ne dorim cu toți. Domnul Canu, să spunem crap Putin. Dar nu e vorba doar de Putin, e vorba de mentalitatea totuși. Este adevărat. Eu când spun crapă Putin, mă refer la omul fizic Putin. Eu când s-a început războiul, am spus un lucru de care mă țin până acum. Eu am spus că acest război se termină ori cu învingerea Ucrainei, spuneam atunci, ori cu moartea lui Putin. Acest război se termină cu moartea lui Putin, spun acum, pentru că Ucraina nu mai pierde războiul ăsta. Deci, lașii din jurul lui, toată încrengătura asta pe care a creat-o el în jurul lui. Și într-adevăr se vede că regimul ăsta lui a creat mentalități în Rusia care vor trebui să fie încă mult timp pitrocite ca să putem să avem încrederea că și societatea lor începe să meargă spre civilizație. Așa cum nemții
japonezii altădată s-au dovedit a fi o problemă pentru lumea de atunci, așa barbaria asta a lor împreună cu alte comunități sunt o mare problemă pentru lumea actuală. Deci nimeni dintre ei, din anturajul lui Putin, nu o să vrea să-și ia acest război, să răspundă el pentru el. Deci moartea lui, fizică a lui Putin, va aduce la încheierea acestui război. Că ne vom confrunta în continuare cu societatea lor. Este adevărat. Pentru că acolo mentalitățile încă trebuie să se schimbe. Dar moartea acestei persoane va aduce, să mă înțeleagă lumea, nu chem la... da, dar moartea fizică a acestui om va aduce la încetarea războiului. Pentru că nimeni, nu din cauza că ei nu rămân agresivi, dar asemenea prostie care a făcut-o ăsta, nu vrea dori să o asume nimeni dintre ei. Să mă încheiem chiar așa. Iată, am ajuns la final. Poate un mesaj pentru telespectatorii cu ocazia sărbătorilor. Mai vine un Crăciun, chiar dacă am avut ieri unul. Vine anul nou, totuși singurul. Stimați moldoveni, vă doresc un an nou fericit. Să vă dumeriți. Eu nu sunt dușmanul moldovenilor. Eu sunt născut aici, vreau să trăiesc aici. Eu cred că societatea asta tot are o șansă de a se civiliza. Dar numai atunci când vom avea curajul, numai atunci când vom avea curajul să privim lucrurile despre care vă vorbesc eu în față. Lipsa curajului de a înfrunta problemele pe care le avem ne face să trăim într-o lume iluzorie și să trăim cu gândul că lucrurile se pot schimba fără efortul nostru personal a fiecăruia. Domnul Canu, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la emisiune. Vă doresc mult succes pentru ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio, dar deja anul viitor. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.